Mai sunt doar câteva zile până la evenimentul mult așteptat de copii, Carnavalul de Halloween. Și în acest an, Biblioteca Județeană Ovid Densușianu oferă premii substanțiale, atractive, pe care curajoșii le pot câștiga participând la concursurile Cel mai înspăimântător costum și Dovleacul de groază. Carnavalul Halloween va avea loc marți 31 octombrie în curtea instituției, începând cu ora 18. Prietenii Bibliotecii Județene, de toate vârstele, de la mic la mare, sunt așteptați cu drag marți 31 octombrie, începând cu ora 18, la această îndrăgită sărbătoare a sfârșitului de octombrie. Pregătirile sunt în toi, zeci de bostani vor împodobi curtea bibliotecii, iar programul va desăvârși atmosfera tainică și de magie, specifică unei veritabile petreceri de Halloween. Copiii se vor bucura de câteva ore pline de surprize plăcute, cum ar fi fotografii la minut și dulciuri. Ca în fiecare an și acum, copiii vor avea prilejul de a lua parte la palpitantele concursuri Cel mai înspăimântător costum și Dovleacul de groază. Premiile oferite de Consiliul Județean Hunedoara vor fi atractive și consistente. Câștigătorii vor pleca acasă cu o bicicletă la premiul întâi, un hoverboard, premiul 2, și o trotinetă, premiul 3. Seara se va încheia cu o petrecere la care muzica și dansul vor fi nota dominantă.